România a înregistrat azi un număr alarmant de 6651 noi cazuri COVID din cele aproape 42.000 de probe prelevate, 30.233 de teste RT-PCR și 11.746 de teste rapide antigenice au fost efectuate la nivel național, astfel că rata de pozitivare este de aproximativ 16%. Numărul deceselor COVID-19 se menține ridicat. 140 de români au murit în ultimele 24 de ore în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2, cu 3 mai mulți decât ziua precedentă. Numărul românilor aflați în stare gravă la terapie intensivă se pare că a explodat, un număr ridicat de 1.348 de pacienți fiind internați în acest moment. De la debutul pandemiei și până în prezent, peste 919.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate. 825.208 pacienți au fost declarați vindecați, iar 22.719 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. La nivelul județului Gorj, numărul de noi cazuri raportate este 64. Din nefericire, au mai fost înregistrate încă 4 decese în urma infectării cu noul coronavirus. Este vorba despre 2 femei și 2 bărbați cu vârstele cuprinse între 51 și 64 de ani, toți prezentând și alte afecțiuni medicale. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost înregistrate încă 4 decese. Primul deces a fost o femeie în vârstă de 51 de ani care prezenta următoarele comorbidități: ciroză hepatică, ulcer varicos și boală cronică renală, stadiul 5. Un alt deces a fost un bărbat în vârstă de 53 de ani care prezenta obezitate și hipertensiune arterială. Al treilea deces a fost un bărbat în vârstă de 61 de ani care prezenta diabet zaharat tip 2 și hipertensiune arterială. Ultimul deces a fost o femeie în vârstă de 64 de ani care prezenta ciroză hepatică și insuficiență hepatorenală cronică. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Gorj, au fost înregistrate alte 64 noi cazuri de îmbolnăvire, toate prezentându-se astfel. Avem 55 de teste pozitive de la laboratorul din sistemul public și 9 teste pozitive de la laboratoarele din sistemul privat. De la începutul pandemiei, 8.374 de persoane au fost confirmate pozitiv pe raza județului Gorj, 7.644 de gorjeni s-au vindecat, iar 380 au decedat. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori calculat de către direcțiile de sănătate publică, județul Gorj înregistrează 2,32 la 1.000, fiind situat în scenariul galben. În prezent, 12 județe se află în scenariul roșu și anume Alba, Arad, Brașov, București, Constanța, Giurgiu, Hunedoara, Sălaj, Sibiu, Timiș, Ilfov și Cluj. Județul Suceava înregistrează cea mai mică rată de infectare, 1,06 la 1000, iar la polul opus, județul Ilfov înregistrează cea mai mare rată de incidență, 7,91.